Sunt doi, ce aveți să le reproșați jucătorilor dumneavoastră după golul încasat? Bun, după golul încasat am ce să le reproșez, pentru că n-am fost atenți la faza respectivă și puteam să rezolvăm. Așa, per total, cum să vă spun, mă rog, Craiova a fost mai bună astăzi, a avut o posesie, cred că și ocaziile au fost de partea lor, dar asta nu înseamnă că n-am avut și noi ocazii. Vedeți, și pentru meciul de astăzi noi ne-am confruntat cu o serie de probleme, pentru că exact cum spuneam și înainte de meciul de la Botoșani, să știți, nouă ne-au lipsit vreo 7 jucători. Ați văzut ce bancă am avut noi astăzi. Am avut efectiv numai copii, cu excepția lui Stoian, și care Stoian vine după 2 săptămâni de pregătire și după vreo 3 luni în care a stat, n-a făcut absolut nimic, sau Rumpulacu după 3 săptămâni de pauză. Restul au fost numai copii. Ați văzut, a și debutat un jucător astăzi. La Botoșani a mai debutat un jucător. Deci, din punctul ăsta de vedere, am stat destul de rău. Cu accidentați, cu suspendați, vreo 7 jucători ne-au lipsit. Cred că până la urmă și diferența aici s-a făcut, pentru că ați văzut și Markovic și Gustavo au intrat cu plusuri, au creat pericol și noi n-am putut să răspundem schimbărilor pe care le-au făcut cei de la Craiova. În rest, nu pot să zic că am făcut o partidă rea, pentru că am fost destul de disciplinați. Poate am început cu puțină teamă jocul, dar după aceea ne-am revenit ușor, ușor. Poate și pe final, la bara lui Matiș, la cele 2 faze fixe pe care le-am avut și le-am bătut foarte, foarte prost. Mă așteptam la mai mult. E adevărat, au fost și niște jucători de la care așteptam mai mult în jocul de astăzi și a căror evoluție a fost una modestă. Dar îmi pare rău că am pierdut. Îmi pare rău că am pierdut. Sperăm să mai câștigăm. Ați văzut, 2 copii, 2 juniori pe care i-am introdus, care nici măcar la Liga 2 n-au jucat niciun minut până acum. I-au jucat numai la juniori. Și au intrat în jocuri de Liga 1, mă rog, câteva minute, încercăm să-i creștem pe lângă echipă, pentru că, v-am zis, am avut și un ghinion teribil în ultima perioadă, cu suspendări, cu accidentări. Îmi pare rău că am pierdut 2 jocuri, ați văzut, cu FCSB am pierdut în ultimele secunde, jucând 50 oameni un meci întreg, la Botoșani am jucat iar la fel 75 de minute sau 70 de minute egalitate numerică și după aceea iar am jucat cu un om mai puțin. Astăzi n-am prea avut ce schimbări să facem. Într-un cuvânt, îmi pare rău că am pierdut. Sperăm ca în etapele care urmează să mai acumulăm puncte, pentru că e păcat până la urmă. Poate chiar meritam un rezultat de egalitate și cu FCSB și cu Craiova. Nu știu exact. Nistor a ratat acel penalti, dar trebuie să vă întreb și despre acel moment, și asta pentru că jucătorii noastre au mai făcut niște penaltiuri în ultimele etape. Păi le-au făcut ei? Le-au făcut sau nu le-au făcut? Asta nu știu, spuneți... acum trebuie să ne uităm, să analizăm. Nu sunt eu în măsură. Sunt emisiuni care analizează fazele respective. Ce pot să spun? Nu știu, o fază dificilă. Nu știu exact, ca să fiu sincer, ce să fac, să mă ascund după deget. Nu știu dacă a fost penalti. Nu, dar mă gândesc și la penaltiuri, mă gândesc și la eliminări. Poate ar trebui să fie mai atenți pe alocuri. Poate ar trebui să fie și jucătorii noștri, poate ar trebui să fie și alte persoane mai atente. Vă referiți la arbitri? Nu știu exact. Ce veți face în cupă? Menajați jucătorii? O veți trata serios? Păi da, vreau să vă spun ceva, ați văzut de asta și spuneam, la criza de efectiv pe care o avem, noi o să încercăm să o tratăm cât se poate de serios, dar trebuie să recunosc că primordial pentru noi sunt jocurile de campionat. Este un joc la media și în cupă, probabil că vom folosi mai mult jucătorii care au jucat mai puțin, cred că vom folosi mai mulți jucători tineri. Ne revin 2 suspendați, dintre cei accidentați nu știu dacă recuperăm pe cineva. Dar vom vedea, posibil orice.